Salutare, prieteni! Astăzi vom vedea cum se demontează airbag-ul la Nissan Qashqai. Pentru airbag-ul de volan, bineînțeles. Pentru acest lucru avem nevoie de o șurubelniță cu cap drept. Ok. În spatele volanului avem două găurele în care introducem șurubelnița. Trebuie să cumva să găsesc acea clemă, să o acționez una. Am găsit-o și am declipsat. Și mai avem încă una pe partea opusă. Așa. Cam. Cam asta a fost tot. Destul de simplu. Deci se bagă pe această găurică și se împinge această sârmă arcuită. Simplu. Pentru a scoate efectiv airbag-ul de aici, avem nevoie de o șurubelniță cu care declipsăm mufa, un torx de 20, care este acesta, cu care deșurubăm masa. De fapt, are un papuc, dar este destul de greu, așa că mai ușor pentru mine este cu acest torx, merge și fără el. Doar cumva trageți papucul de aici. Și cu aceeași șurubelniță mică desfacem mufele de la airbag. Prima. Și a doua mufă. Și acesta este airbag-ul. Pentru a demonta volanul avem nevoie de o cheie tubulară de 19. Verificăm poziția volanului, se pare că l-am pus pe mijloc. Totuși mai fac și un semn. Ok. Acum voi desfileta această piuliță. Se pare că aveam semnul și aici. Axul volanului este aliniat cu volanul în sine. Perfect aliniat.
Voi scoate volanul. Acesta este și volanul dat jos. Mai avem acest căpăcea. Punem volanul. Pe poziția lui, după cum vedeți, nu avem cum să îl punem în altă poziție. Așa. Punem piulița. Pe care o și strângem. Un torx de 20 voi pune masa de la fire. Să-mi găsesc o poziție adecvată. Strâns cât am putut de tare. Introducem și mufele. Prima mufă de la airbag. Și cea de-a doua. La fel și cu menzile volanului.